găsit la Jurnal Economic. O echipă a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș verifică cantitatea de carne de pui livrată de o firmă din Călăraș unui hipermarket din Mureș, urmând ca rezultatul controlului să fie comunicat ulterior. Reprezentanții instituției dau asigurări însă că în județul Mureș carnea de pui nu este infestată cu salmonela. City News Mureș scrie că un hipermarket din Târgu Mureș, care a primit de la o firmă din Călăraș carne de pui, a decis să retragă întreaga cantitate de la vânzare, de aproape 2 tone, iar inspectorii sanitari verifică dacă marfa este cumva infestată. Tone de carne de pasăre alterată a fost deja retrasă dintr-un lanț de supermarketuri din București și Brașov, provenită de la aceeași firmă, una din fermele implicate în dosarul evaziunii fiscale de 10 de milioane de euro în sectorul cărnii de pui. Rezultatele controlului cărnii de pui retrasă de la comercializare în Mureș va fi comunicat săptămâna viitoare. Poșta Română și-a propus să obțină un profit de 100 de milioane de lei în 2014, an când va intra și pe piața brokerajului în domeniul asigurărilor. Asta a declarat directorul general al companiei la deschiderea unui oficiu poștal modernizat în capitală. Cel mai probabil, activitatea de brokeraj va fi demarată de la 1 ianuarie 2014. În prezent, Poșta Română a înaintat către Autoritatea de Supraveghere Financiară documentația pentru obținerea avizului de funcționare pe această piață, a spus șeful poștei. Oficialul a adăugat că în cel mult 30 de zile poșta va deschide alături de un partener primul oficiu poștal în franciză. De asemenea, va demara proiectul Ghișeul Telecom, unde vor comercializa produse și servicii ale operatorilor de telecomunicații, iar câștigurile poștei vor veni din comision. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!